Consumul de droguri în rândul tinerilor reprezintă, din păcate, un real flagel. Pentru a veni în sprijinul familiilor, Sălăjanul Info a inițiat o discuție cu inspectorul principal Ioana Rosalia Vasian, ofițer specialist în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj, iar tema acesteia a fost legată de factorii familiali ce pot preveni consumul de droguri. Sigur, familia joacă un rol foarte important în lupta antidrog și există factori familiari care influențează dezvoltarea copiilor. Modul în care familiile se structurează, atitudinile, credințele și valorile pe care se bazează vor defini identitatea și vor influența felul în care membrii familiei interacționează cu alții și cum se așteaptă ca alții să interacționeze cu ei. În general, familia furnizează context primar pentru socializare, deoarece în familie copiii învață să interacționeze cu alții, cum să împartă și cum să-și gestioneze frustrările. Părinții insuflă aceste reguli prin diferite forme de educare, grijă și disciplină. Familia e una din cele mai importante influențe la nivel micro asupra caracteristicilor personale ale unui individ, care în cele din urmă îl poate conduce sau nu la consumul de substanțe. Oferind un context important pentru dezvoltare, o familie care are deficiențe de funcționare va crea un cadru favorizant consumului de droguri pentru copii. Avem deci factori de risc și de protecție, care sunt circumstanțe anterioare inițierii consumului, care pot favoriza sau pot proteja împotriva consumului de substanțe. Unii dintre cei mai importanți factori familiali care influențează dezvoltarea copiilor ar fi relațiile bune părinți-copii. Și aceste relații trebuie dezvoltate încă din copilărie, când se creează o legătură puternică de atașament și rămâne o influență importantă asupra dezvoltării până la adolescență. Iată așadar că familia poate fi în primul rând, prin exemple și perspicacitate, unul dintre principalii factori ai prevenției consumului de droguri în rândul tinerilor.